Bun găsit, dragi prieteni, la o emisiune cu totul și cu totul specială. Spun acest lucru pentru că vorbim despre un subiect la modă în zilele noastre, vorbim despre vaccinare, vorbim despre certificate verzi, certificat COVID, dar este cu totul specială pentru că l-avem invitat special, invitat de onoare, dacă vreți, în această emisiune, pe însuși coordonatorul campaniei de vaccinare din România, campania anti-COVID, vaccinarea anti-COVID, domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță, căruia vreau să-i mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule colonel, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație și pot să vă spun că sunt foarte încântat că sunt invitat și că am putut să vin la această emisiune. Mulțumesc încă o dată, mă bucur că sunteți încântat. Vom încerca să acoperim o plajă cât mai largă de răspunsuri. Profităm de prezența dumneavoastră aici. Domnul colonel Valeriu Gheorghiță este însoțit în platoul acestei emisiuni de către domnul Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi. Fiți binevenit, domnule Iulian Paraschiv. Bună ziua și bine v-am regăsit. Domnule doctor, aș începe cu dumneavoastră cu momentul cel mai recent, să zicem, în evoluția acestei pandemii. De puțină vreme a apărut o nouă tulpină, Omicron, în Africa de Sud. Ce știm despre această tulpină în acest moment? Într-adevăr, această variantă virală nou diagnosticată se diferențiază de celelalte variante de până la acest moment prin faptul că a acumulat un număr foarte mare de mutații. Adică virusul a suferit o serie de schimbări la nivelul învelișului pe care îl are. Sunt peste 30 de mutații care sunt localizate la nivelul proteinei spike. Proteina spike este acea țepușă de pe suprafața virusului care îi permite să se lege de celulele noastre atunci când ne intrăm în contact cu virusul. Și mai mult decât atât, este zona din virus de care se leagă anticorpii protectori, anticorpii care ne feresc de boală și de a face o formă gravă de boală, iar acești anticorpi știm că pot să apară după vaccinare sau pot să apară ca urmare a trecerii prin boală la persoanele care au făcut boala și care s-au recuperat, care s-au vindecat. Din păcate, mai mult de jumătate din aceste 30 de modificări, de mutații, cum le numim noi din punct de vedere medical, sunt localizate în cea mai sensibilă zonă a acestei proteine de suprafață, a acestei țepușe, exact zona de care se leagă anticorpii protectori. Și din acest punct de vedere se nasc trei probleme importante. 1. Măsura în care acest virus este mai contagios, este mai transmisibil și are posibilitatea să se răspândească într-un interval scurt la nivel global. A doua problemă importantă este cea legată de posibilitatea ca acest virus să nu mai fie foarte bine controlat de anticorpii protectori. Deci, practic, face vaccinurile existente ineficiente în cazul lui. O să discutăm și despre acest lucru. Da. Și al treilea element important este legat de posibilitatea ca această variantă nouă să poată să genereze, practic să cauzeze forme mai grave de îmbolnăvire. Și acum, în baza datelor pe care le avem disponibile, se pare că, într-adevăr, această variantă Omicron, cum este ea denumită de Organizația Mondială a Sănătății, are această capacitate de a se răspândi mult mai ușor. De ce? Pentru că a acumulat acele mutații care au adaptat foarte mult virusul și l-au făcut să se răspândească și să se transmită mult mai ușor de la o persoană la alta. Iar al doilea motiv pentru care se pare că se răspândește atât de ușor este posibilitatea lui de a scăpa de sub protecția pe care o avem în urma trecerii prin boală sau în urma vaccinării. Sunt mutații pe care acest virus le are, mutații deja cunoscute de la variantele anterioare și sunt și alte mutații mai noi, al căror impact în momentul de față nu-l știm, dar probabil că în următoarele săptămâni vom afla aceste răspunsuri. În momentul de față, în Africa de Sud, se pare că această variantă virală nouă deja a devenit dominantă, în sensul în care peste 70% din probele secvențiate, din probele recoltate de la oamenii cu boală, au ca rezultat această variantă Omicron. Este o situație atipică pentru că Africa de Sud este o țară care tocmai ce a ieșit din valul 4 de îmbolnăvire generat de varianta Delta. Se presupune că ar fi existat anticorp, să zicem. Și peste 60% de fapt dintre oameni aveau istoric de trecere prin boală, pentru că au anticorpi ca urmare a trecerii prin boală.
Rata de vaccinare nu este foarte mare în Africa de Sud, este în jur de 25% vaccinare cu schemă completă. Ceea ce evident că ridică două ipoteze serioase, și anume este aproape o certitudine faptul că această variantă virală este o variantă de escape, adică poate să genereze infecții la persoanele care au trecut prin boală, ceea ce înseamnă posibilitatea de reinfectare, de reîmbolnăvire. Și al doilea lucru este că poate să dea infecții și la persoane vaccinate. Partea bună a lucrurilor este că în situația de față nu s-au înregistrat cazuri grave de boală sau decese cauzate de această variantă virală. Majoritatea formelor de boală sunt ușoare sau asimptomatice, dar tocmai pentru că au apărut de fapt la persoanele care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală. Ceea ce ne duce cu gândul la foarte probabila ipoteză că vaccinarea în continuare își menține eficiența și protecția față de forme grave de îmbolnăvire. Problema se pune că, într-adevăr, în ce măsură vaccinarea va mai reduce riscul de a ne infecta în urma expunerii la virus. Pentru că în situația respectivă este evident că dacă se va confirma această capacitate a virusului de a scăpa de sub protecția pe care o oferă imunitatea pe care o obținem după vaccin sau după boală, trebuie făcute noi vaccinuri. Adică nu neapărat, cale, nu? Va mai fi, probabil că este nevoie de implementarea unor măsuri care să fie complementare vaccinării, practic măsuri suplimentare, pe care deja le folosim astăzi. Și ca urmare, vorbim de mască de protecție, vorbim de igiena personală, distanțări, sigur distanțarea că da. Fizică, toate aceste măsuri care au rol de a limita răspândirea virusului, transmiterea virusului de la o persoană la alta, până la momentul la care populația va fi vaccinată într-o proporție suficient de mare încât impactul pe care infecția l-are în ceea ce privește riscul de a face o formă gravă, riscul de spitalizare și de deces să fie foarte redus la nivel populațional, la nivelul întregii populații. Mai mult decât atât, vaccinarea pe scară largă va reduce în viitor probabilitatea ca virusul să evolueze și să apară alte și alte variante virale adaptate la noile condiții. Tocmai de aceea este foarte important de subliniat un aspect, că majoritatea variantelor virale au apărut exact în țările în care rata de vaccinare a fost foarte scăzută, pentru că acest lucru a permis o circulație intensă a virusului la nivel populațional, i-a permis virusului să se adapteze, să evolueze și să-și acumuleze aceste mutații de rezistență. Se estimează de altfel de către Centrul European de Control al Bolilor că această variantă Omicron, dacă se vor confirma aceste noi proprietăți ale virusului, în sensul în care vorbim de o contagiozitate mult mai ridicată și de posibilitatea de a nu mai fi suficient de bine acoperită de răspunsul imun după vaccinare sau după trecerea prin boală, practic toate estimările ne arată că foarte probabil această variantă va deveni dominantă și la nivelul regiunii europene în lunile următoare și va fi probabil responsabilă de mai mult de 50% din noile infecții cu noul coronavirus. Am înțeles. E bine cumva că ați făcut această mențiune cu acele forme în momentul de față ușoare sau nu așa de grave, pentru că tocmai voiam să vă citesc ce spunea primul medic și cu siguranță știți acest lucru, doctorița care a tratat primele cazuri de Omicron în Africa de Sud și care spunea că are forme ușor tratabile, iar acest lucru înseamnă un real câștig. Spun asta pentru a face cumva o balanță față de știrile care apar în România și care te pun cumva într-o gardă ceva mai mare decât ceea ce spune această doamnă doctor. Cred că e important de precizat ceva. Nu este neapărat un lucru liniștitor faptul că această variantă nu generează forme grave de îmbolnăvire. Pentru că faptul că această variantă ar putea să fie mult mai transmisibilă decât varianta precedentă, decât varianta Delta, și ar genera un număr mult mai mare de cazuri de boală, evident că în țările în care populația vulnerabilă nu este suficient vaccinată, cum sunt cei vârstnici, cum sunt cei cu afecțiuni cronice, impactul pe care această variantă l-ar putea avea în ceea ce privește numărul de decese, numărul de pierderi de vieți omenești, este mult mai mare decât posibilitatea să ne confruntăm cu o variantă mult mai agresivă, dar cu o contagiozitate mai redusă. În sensul în care estimarea numărului de decese este mult mai
mai mare și mai serioasă la o variantă virală extrem de contagioasă, care se răspândește cu ușurință, dar care nu are o virulență, o agresivitate crescută, comparativ cu situația în care am avea o variantă cu o virulență crescută, dar cu o transmisibilitate mai redusă. Deci este un lucru e de luat în seamă, până la urmă, extrem nu e de important. Sigur. Trebuie să ne gândim că, practic, ipoteza în care acest virus adaptat nu mai este suficient de bine protejat, practic imunitatea nu ne mai protejează suficient în fața infecției, înseamnă că acest virus practic se va răspândi cu ușurință inclusiv în rândul persoanelor care au trecut prin boală sau care eventual au fost vaccinate, și atunci cei care sunt nevaccinați vor avea un risc foarte mare să se infecteze și să facă o formă gravă de boală în cazul în care au acele condiții de risc. Am înțeles. Revenind la situația virusului clasic COVID-19 în țara noastră, se observă o scădere de ceva vreme, domnule doctor. Practic, înțeleg că nu mai sunt localități unde incidența să fie mai mare de 5 la 1000. Acest lucru este un lucru îmbucurător, mi-aș permite să spun, dar care este perspectiva noastră ca și coordonator al campaniei? Într-adevăr, avem o scădere importantă a numărului de cazuri noi, însă în momentul de față totuși suntem la 1500-1600 de cazuri noi în fiecare zi, ceea ce nu este puțin pentru o populație ca a României. Sigur că dacă ne raportăm la ce se întâmplă în celelalte țări europene, în momentul de față situația epidemiologică în România este bună, dar să nu uităm că am trecut printr-un val 4 extrem de agresiv. Erau zile în care număram sute și sute de decese, aproape 600 de decese au fost cel mai mult înregistrat în 24 de ore. Trebuie să ne imaginăm ce înseamnă acest lucru. Practic e un impact uriaș pe care valul 4 l-a avut pe populația României, ca urmare a faptului că procentul de vaccinare în rândul celor vulnerabili nu este suficient de ridicat ca să reducă impactul variantei Delta. În momentul de față, această scădere importantă a numărului de cazuri este explicată prin câteva motive importante. Unu, vorbim de evoluția naturală a infecției în condițiile în care marea parte a populației care a interacționat foarte mult cu mobilitate crescută a fost expusă deja. Și practic și a crescut imunitatea, să zicem. Exact, ei au trecut prin boală, au trecut prin boală și atunci acea masă critică populațională trecând prin boală nu mai e receptivă la varianta Delta și evident că numărul de cazuri noi începe să scadă, pentru că ei nu vor mai fi persoane care răspândesc mai departe infecția. Și un alt motiv important a fost cel legat de implementarea acelor măsuri cu caracter de prevenire a răspândirii bolii, acea vacanță prelungită a unităților de învățământ, anumite măsuri restrictive, în special pentru persoanele care nu aveau niciun fel de protecție pentru că nu erau vaccinate sau pentru că nu trecuseră prin boală. Toate aceste măsuri cumulate au condus la îmbunătățirea situației epidemiologice. Însă important este ce facem de aici înainte și cum menținem această situație epidemiologică bună pe termen lung, pentru că degeaba avem o situație bună de moment dacă în perioada următoare suntem expuși acelorași riscuri de agravare a situației epidemiologice, de a avea iarăși o presiune importantă pe sistemul medical, mai ales de a că avea se vorbește de un nou val, valul 5, și atunci să vedem cum îl prevenim. Cum vedeți dumneavoastră, ce facem, ce vom face în perioada următoare? Și apoi o să mă îndrept câteva momente către domnul Paraschiv, cu scuze că n-am vorbit până acum, pentru că sunt lucruri foarte importante pe care ne le prezintă domnul doctor. Ne uităm la ce se întâmplă în celelalte țări europene și vedem în momentul de față că majoritatea țărilor europene înregistrează creșteri importante a numărului de cazuri, cu toate că în țările în care rata de vaccinare este mare, nu avem o creștere în paralel a numărului de pacienți internați și a numărului de decese. Acesta este beneficiul cel mai mare pe care ni-l aduce vaccinarea, și anume că prevenim decesele, prevenim spitalizările cauzate de COVID-19. Este evident că dacă noi vom rămâne la această rată de vaccinare cu o populație vulnerabilă insuficient vaccinată, riscul unui val de îmbolnăvire generat de aceeași variantă virală Delta sau de o altă variantă virală, posibil și varianta aceasta nouă Omicron, este foarte mare. Și impactul tradus prin număr de spitalizări și de decese s-ar putea să fie cel puțin la fel de mare ca cel pe care l-am parcurs în momentul de față, valul 4.
Așa încât cred că de această dată trebuie să învățăm măcar din ce am parcurs cu toții până la acest moment, să învățăm din drama pe care societatea noastră a trecut-o în această perioadă și cred că printr-o rată de vaccinare mai crescută, care asigură o protecție mai bună atât la nivel individual, dar și la nivelul colectivității din care facem parte, cred că prin respectarea măsurilor care au caracter de prevenire a răspândirii bolii și nu de restricția unor drepturi individuale, cred că în felul acesta putem să controlăm mai bine evoluția epidemiologică în perioada următoare. Am înțeles, domnule Paraschiv, cum stăm la capitolul rom? Cum stă comunitatea romă, din datele pe care le aveți dumneavoastră, în ce privește rata, incidența bolii, incidența vaccinării, rata de vaccinare? Da, în primul rând vreau să mulțumesc agenției împreună pentru sondajul realizat de către IRES. Sunt date proaspete, date la cald. Au efectuat un studiu prin care ne arată cum privesc comunitățile cu romi, procesul de vaccinare, temerile lor, de ce nu s-au vaccinat sau de ce s-au vaccinat. Foarte interesant, este singurul date în acest moment făcut. La acest moment, da, săptămâna aceasta l-am primit de la agenția împreună și le mulțumesc că ne-au dat posibilitatea să discutăm pe marginea lui. Sunt date foarte importante. De altfel, Agenția Națională pentru Romi, urmărind procesul prin care o anumită parte a societății românești răspunde la această problemă a noastră a tuturor, acest virus care lovește indiferent de culoarea pielii sau apartenență etnică. Măcar el nu face discriminare. El așa, nu face, cu siguranță, cu siguranță amară, nu dar face. În vizitele pe care le-am avut la nivel local, în mai multe comunități din România, am constatat că oamenii sunt foarte puțin informați cu privire la această problemă. Vorbim parcă de două Românii. O România a marilor orașe, București, Cluj, Iași și așa mai departe, unde suntem conectați și ne luăm informațiile din spațiu media și suntem conștienți că trăim o perioadă destul de grea și dificilă, pandemia. Și există o altă parte a României, în mediul rural, care este ruptă de toate aceste probleme. Desigur că avem victime și din mediul rural, pentru că noi așa nu trăim izolați, avem contact unii cu ceilalți, trăim în colectivitate. Și am zis că nu putem sta cu mâinile în sân, este un prim pas pe care Agenția Națională pentru Romi îl face. Va demara o campanie de conștientizare la nivelul comunităților cu romi, prin care ne dorim ca informația corectă, repet, informația corectă cu privire la riscurile nevaccinării, de ce este bine să ne protejăm, de ce trebuie să respectăm regulile, trebuie să ajungă și în aceste comunități. Deocamdată, canalele media și toate informațiile care au circulat în spațiul public spun eu că au avut deficiențe atunci când vorbim de felul în care au ajuns aceste tipuri de informații la nivelul comunităților cu romi. Și mulțumesc domnului colonel Gheorghiță pentru prezența în cadrul emisiunii voastre, pentru că știu că se uită foarte mulți oameni din comunitate. Da, da. E adevărat. Sunt foarte mulți romi, da, care se uită la noi și este bine că ei să primească informația nu de la mine, eu nu sunt specialist în domeniul sănătății. Iată că este un om care știe și este cel mai, zic eu, cel mai informat în om. Măsură, sigur că da. Și cel mai măsură ca să ne dea răspunsul cu privire la temeri și la toate miturile urbane care au ajuns inclusiv în comunitățile cu romi. Am întâlnit comunități în care oamenii spun nu mă vaccinez pentru că nu o să mai pot face copii, adică cauzează infertilitate, o să-mi crească soți. Deci temerile sunt cam aceleași ca și în cadrul populației majoritare. Aceleași, aș spune eu, nivel de conștientizare a pericolului care există, îl întâlnim și în cadrul populației de etnie romă. Nu vreau să se înțeleagă că în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Romi îmi doresc să iau pe cineva și să duc să medicii să bage acunii. Nu despre asta este vorba. Îmi doresc doar ca informația corectă și alegerile pe care ei le vor face ulterior să fie făcute în cunoștință de cauză. Absolut. De altfel, avem un procent foarte, foarte mare al populației majoritare, dar și al populației de etnie romă, care se informează din surse nesigure. A existat o plajă foarte mare pe care, mă rog, adepții teoriilor conspiraționiste au fructificat-o din plin. Fie că vorbim de canale media, de știri sau nu numai,
și mai ales cu pregădere în spațiul virtual, Facebook, TikTok și așa mai departe, unde toate aceste teorii conspiraționiste au prins un teren foarte fertil și unde au prins foarte, foarte bine. Vă propun, cu permisiunea noastră, să dezvoltăm aceste chestiuni în partea a doua emisiunii. Este momentul să luăm o pauză și revenim, dragi prieteni, cu subiecte extrem, extrem de interesante. Rămâneți în continuare alături de noi. Am revenit, dragi prieteni, o emisiune dedicată unui subiect fierbinte, subiectul zilei, dacă vreți, această pandemie, vaccinarea, și este o emisiune specială, spuneam și prima parte a emisiunii, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, pentru că l-avem invitat în platou pe însuși coordonatorul campaniei de vaccinare din România, pe domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță. Și am să vin iarăși către dumneavoastră, domnule doctor, să vorbim un pic despre acest certificat verde, s-a numit el până în acest moment. Observ de ceva vreme o schimbare de abordare, chiar de denumire. El începe să se numească certificatul COVID pentru a se face diferența de diferențierea de certificatul de Green Pass-ul acela, care are, și s-a spus de multe ori până acum, că are rolul de a facilita circulația între țările membre ale Uniunii Europene. Până la urmă, este obligatoriu acest certificat, pentru că a născut, și știți bine, aceste discuții în societatea românească, vaccinați contra nevaccinați, oamenii au ajuns chiar să se, nu spun cuvinte mici, dacă spun, chiar au ajuns să se urască, să se demonizeze unii pe ceilalți, vaccinații pe nevaccinați și invers. Ce le spunem acestor oameni? Da, într-adevăr, nu este o surpriză faptul că există aceste dezbateri, chiar polemici, legate de rolul pe care certificatul COVID îl poate avea potențial în ceea ce privește controlul pandemiei. Ne uităm la ce se întâmplă în celelalte țări europene, la care ne-am uitat în toată această perioadă ca model de bună practică și am încercat să implementăm și în România ce este bun în alte țări. Vedem că majoritatea țărilor europene au implementat deja acest certificat COVID în plan intern, tocmai pentru a crea acel cadru de siguranță pentru oamenii care participă la diverse activități. În sensul în care, atunci când particip la o activitate cu un număr mai mare de persoane și există această interacțiune între persoane, cu risc de transmiterea virusului, de expunere la infecție și de îmbolnăvire, este evident că s-a încercat să se găsească o modalitate prin care să se efectueze, dacă vreți, o formă de triaj epidemiologic, adică de a face o evaluare foarte rapidă și corectă, sau cât mai corectă, a fiecarei persoane în ceea ce privește riscul să fie infectat și să transmită celor din jur infecția. Și este evident că avem trei categorii importante de persoane care au un risc mic să fie infectate și să transmită mai departe infecția. Și aici sunt cele trei situații: o persoană care este testată recent, în ultimele 72 de ore, de pildă, cu un test PCR și care este asimptomatic, are o probabilitate foarte mică să fie infectată și să transmită boala, virusul. A doua categorie este a celor care sunt recuperați după boală, persoanele care au făcut boala și se află în primele 6 luni imunizare cumva de la naturală, vindecare. Exact, persoanele care au dobândit o imunitate naturală după boală. Și a treia posibilitate este a persoanelor care sunt vaccinate cu schemă completă, care au cel puțin 10 zile de la efectuarea schemei de vaccinare și care se întinde, vedem în momentul de față, pe o perioadă de cel puțin 6 luni. În momentul de față, certificatele știm că sunt valabile până în vara anului 2022, dar probabil că vor fi aici adaptări de ale valabilității. Diferent de perioada care au fost făcute, adică se prelungește acel termen de 6 luni? Certificatul de vaccinare, acel certificat verde european, care nu are neapărat legătură cu ceea ce ne dorim la nivel național, are o valabilitate până în iunie 2022. Însă, repet, aceste lucruri cu siguranță vor suferi modificări în perioada următoare. Sunt dezbateri, discuții la nivel european, sunt
se vor armoniza cu siguranță concluziile în perioada lunilor următoare, tocmai pentru a ști exact care este o perioadă rezonabilă de valabilitate a unui certificat de vaccinare, care evident că trebuie să se coreleze cu durata protecției pe care o persoană o are după ce se vaccinează. E, din acest punct de vedere, practic, folosirea certificatului COVID, din punct de vedere medical, se asociază cu un risc mai mic ca persoanele care participă la o activitate să fie infectate și să transmită unul la altul infecția. Aici cumva iese din discuție. Deci nu vorbim neapărat de o măsură discriminatorie. Asta mai să spun, pentru că sunt oameni care resimt pe o discriminare acest lucru. Nu este obligatoriu să fii vaccinat. O persoană, de pildă, care a făcut boala cu 3 luni, este o persoană foarte, foarte protejată în fața unei reinfecții. Deci e o persoană care are o probabilitate foarte, foarte redusă să fie infectată și să răspundească boala celor din jur. La fel, persoanele care sunt testate au o probabilitate foarte redusă să fie infectate și să transmită celorlalți infecția, dar în același timp, marea diferență este că o persoană care este testată și cu rezultat negativ, ea este în continuare susceptibilă să se infecteze, chiar dacă ea nu răspundește boala celor din jur, dar este la risc să se infecteze. Așa, pentru că toate aceste măsuri, inclusiv certificatul COVID, nu este o măsură perfectă, dar este una dintre cele mai bune măsuri care se asociază cu o reducere a riscurilor. Pentru că noi judecăm lucrurile la nivel de sănătate publică uitându-ne la riscuri. De asta sunt activități asociate cu un risc mai mare de îmbolnăvire. Sunt, în general, activitățile la care participă un număr foarte mare de persoane. Unde contactul este mai... Unde contactul este strâns, de pildă, cluburile de noapte, un exemplu, discotecile, un exemplu foarte simplu. Este asociat ca activitate cu unul dintre cele mai înalte riscuri de îmbolnăvire. Pentru că varianta Delta, fiind foarte contagioasă, se răspândește ușor între oameni, atunci când, evident, nu sunt respectate măsurile de prevenție obișnuite, igienă, mască, când contactul între persoane este strâns și pe o durată prelungită de timp, mai ales când vorbim de activități care au loc în spații închise. Cum a fost Antoldu până la urmă, care a fost... Acolo vorbim totuși de o activitate în spațiu exterior, dar în general cluburile, cel puțin în perioada asta rece, au loc în spații închise. Practic, aceste activități recreative. Am înțeles, sunt voci, mi-am deci, practic, propus... acesta ar fi eventualul rol pe care certificatul l-ar avea, certificatul COVID, de triaj epidemiologic. Și sigur că aici se vor diferenția acele activități esențiale, adică să te duci să-ți iei medicamente de la farmacie, să te duci la spital, unde este evident că toată lumea trebuie să aibă acces universal, fără nicio altă măsură, și acele activități care le numim noi neesențiale, care cumva sunt opționale. Vrei să mergi la teatru, la discotecă, la club, la restaurant. Se va introduce activități și la mersul la biserică, este o discuție în această vreme. Sunt și înțeleg că domnul prim-ministru și domnul ministru al sănătății aderă la acel principiu de libertate a omului de a merge la biserică fără acest cu toții cred că aderăm la acest lucru și eu personal susțin acest lucru. Dar se va ajunge și sau iar să fie condiționată intrarea. Vreau să menționez că susțin dreptul la libertate religioasă a fiecărui om și la participarea la activitățile religioase, sigur respectând măsurile celelalte, nefarmaceutice. Dar cred că trebuie să ne uităm la activitatea religioasă ca la o activitate esențială pentru viața fiecărui om. Sunt de acord cu și atunci, așa cum cineva merge la farmacie sau la spital sau atunci când are o problemă reală, cam așa trebuie să privim și în situația asta. Asta nu înseamnă că acolo trebuie să neglijăm măsurile de prevenție, cele pe care le știm, mască, distanțare fizică, igienă și așa mai departe. Deci putem să găsim soluții care să reducă riscul de infectare. În general, oamenii respectă la biserică și în locurile astea unde se vorbește despre suflet și așa mai departe, respectă aceste reguli. Știți cum nu se aruncă. Exact. Fiecare trebuie să se gândească la riscul personal și la riscul individual în situația asta, mai ales că, în general, la biserică merg oamenii vârstnici, merg oamenii vulnerabili, statistic vorbind. Și tocmai de aceea sunt persoane care sunt prin caracteristicile pe care le au persoane foarte vulnerabile. Atunci, evident că trebuie să fie protejate, să se protejeze, dar și noi, cei din jur, trebuie să-i protejăm mai mult pe cei vulnerabili. Trebuie să avem grijă de ei.
Am înțeles. Domnule doctor și domnule Paraschiv, mi-am propus să abordăm această chestiune dintr-o dublă perspectivă. Atât a celor care sunt pro-vaccinare, cât și a celor care nu neapărat că sunt antivacciniști, ci care au anumite dubii. Și poate să încercăm să demontăm anumite mituri în ceea ce privește această vaccinare. Sunt oameni care, așa cum spunea domnul Paraschiv, cred că vaccinarea produce infertilitate și mă uit un pic aici pe laptop. Ce le răspundem acestor oameni, domnule doctor? Fac doar o mică precizare. Toate întrebările, toate preocupările, toate fricile, temerile, îngrijorările pe care oamenii le au vis-a-vis de vaccinare sunt absolut legitime. Sunt firești și sunt normale și din punctul meu de vedere și al echipei mele, noi am empatizat întotdeauna cu problemele oamenilor și am încercat să le oferim răspunsurile potrivite pe înțelesul fiecăruia, încât, exact cum spunea domnul Paraschiv mai devreme, deciziile să fie luate în mod informat, în mod corect, în fiecare de cauze, să stabilească care sunt prioritățile, dar să aibă acces corect la informații. Legat de situația aceasta punctuală a infertilității, vreau să vă spun, o temă care în mod recurent este adusă când vorbim de vaccinare în general. Deci nu este o temă nouă aceasta a infertilității. Ea este în mod evident falsă. S-a plecat de la ipoteza că anticorpii pe care îi obținem după vaccinare ar putea să interacționeze cu o proteină de la nivelul placentei, care are rol în maturarea placentei și în dezvoltarea vieții intrauterine a copilului, a embrionului și fătului mai departe. Însă această ipoteză evident că este una falsă și nu s-a verificat în studiile efectuate. Și vă dau câteva exemple foarte clare. Practic, această proteină de la nivelul placentei s-a mediatizat în mod evident eronat că ar avea asemănări foarte mari cu proteina de pe suprafața virusului, cu acea proteină spike, și atunci anticorpii împotriva proteinei spike s-ar lipi și de această proteină din placentă și ar produce evident o involuție, practic o blocare a evoluției sarcinii. Exact. Trebuie să înțelegem un lucru. Și în cazul bolii, în cazul infecției cu SARS-CoV-2, în cazul COVID-19, apar anticorpi împotriva proteinei spike. Acești anticorpi ar putea în mod similar să se lege de această proteină din placentă, lucru care nu s-a verificat. Deci, practic, persoanele care au trecut prin boală, prin COVID-19, nu au în momentul de față probleme de fertilitate. Acesta este un aspect. Al doilea aspect. Persoanele care au fost voluntare, incluse în studiile clinice de dezvoltare a vaccinurilor, evident că una dintre condiții inițial a fost să se folosească cel puțin o metodă de contracepție ca să prevină apariția sarcinii în perioada de evaluare a acestor vaccinuri. În ambele situații, în ambele loturi, practic, și pacienții care au fost, persoanele care au fost vaccinate și persoanele care au primit ser, rata de apariție a sarcinii a fost similară, pentru că au existat breșe în ceea ce privește măsurile de contracepție. Deci, practic, nu s-a observat că în rândul celor care au fost vaccinați în cadrul studiilor clinice, rata de apariție a sarcinii a fost mai redusă. Mai mult decât atât, s-au efectuat în momentul de față studii, inclusiv la persoanele care au beneficiat de fertilizare in vitro. Iarăși, rata de succes a fertilizării in vitro este similară cu a persoanelor nevaccinate. În momentul de față, de fapt, sunt câteva sute de mii de gravide vaccinate la nivel global. Iar evoluția sarcinii a fost perfect normală, nu s-a observat o rată mai mare de apariția malformațiilor la persoanele care au fost vaccinate pe parcursul sarcinii, comparativ cu persoanele nevaccinate. Deci, practic, evoluția a fost la fel. Mai mult decât atât, ceea ce din păcate se observă este că boala în sine, COVID-19, determină o serie de probleme pe parcursul evoluției sarcinii, cu risc de naștere prematură, de moarte fetală intrauterină, adică de oprire din evoluția sarcinii, chiar de forme grave de boală
la femeia gravidă, pentru că femeia gravidă este o persoană vulnerabilă și am avut, din păcate, și noi în România femei gravide care au ajuns în terapie intensivă și chiar și câteva decese. Deci, din acest punct de vedere, recomandarea în momentul de față este fermă de vaccinare la femeia gravidă, tocmai pentru a preveni, pe de o parte, riscul de boală severă, da? O formă gravă de îmbolnăvire și eventualul impact pe care COVID-19 îl are la nivelul fătului. Aici sunt voci care spun, doamne, nu avem încredere în vaccin pentru că până anul trecut se spunea vaccinarea trebuie să se facă de la vârsta de 16 ani în sus. De ceva vreme, unii spun din cauza că n-au fost vaccinurile făcute, s-au achiziționat prea multe vaccinuri și așa. Diverse ipoteze, a scăzut această vârstă de vaccinare, ajungându-se chiar la propunerea să fie de la 5 ani, dacă nu mă înșel. În momentul de față, vaccinul de la compania Pfizer are autorizare atât de la Agenția Europeană a Medicamentului, cât și de la Agenția de Medicamente și Alimente din Statele Unite, FDA, pentru administrare la grupa de vârstă 5-11 ani. Și aici apare întrebarea de ce? Pentru că, evident, primul vaccin de la compania Pfizer a fost autorizat în decembrie 2020. În mod firesc, persoanele care au fost înrolate în studiile clinice inițiale au fost persoane adulte, de la vârsta de 18 ani, pentru Pfizer de la vârsta de 16 ani. La fel cum s-a întâmplat în cazul femeii gravide, nu poți să ai aceste date de la început pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate categoriile de persoane. Pe măsură ce studiile s-au derulat și s-au acumulat aceste date științifice, care au verificat siguranța și eficacitatea și tolerabilitatea vaccinurilor, se pot emite aceste recomandări de autorizare pentru celelalte grupe de vârstă. Cred că într-un an de zile, faptul că avem cel puțin un vaccin deja care este autorizat de la vârsta de 5 ani în sus, reprezintă o mare oportunitate pentru omenire în general, pentru că să nu uităm că din păcate sunt și micuți, sunt și copii care au suferințe cronice, care au boli cronice și care sunt vulnerabili în fața bolii, în fața maladiei COVID-19 care au nevoie să fie protejați. Au și ei nevoie să meargă la școală cu ceilalți copii. Dar altfel, în momentul de față, teama este foarte mare, pentru că ei au risc să se infecteze, evident, fiind în colectivitate, și prin natura bolilor cronice pe care le au, au risc să facă o formă gravă de boală. Și numai părinte să nu fii, să fii părintele unui copil care are o boală cronică, o suferință veche de plămâni, de inimă, neurologică și așa mai departe, diabet, probleme renale, Să stai cu teama că se poate îmbolnăvi copilul și poate face o formă gravă. Este evident că aceasta reprezintă o soluție pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Pentru că beneficiile sunt indiscutabile în sensul în care se reduce riscul de a face o formă gravă de boală. Deci aceste autorizări care au venit progresiv au în spate aceste dovezile științifice care s-au acumulat. Ele, în mod evident, nu pot să fie disponibile de la început. Am înțeles. Vorbea de un doctor despre copii la Comunitatea Romă. Copilul este Dumnezeul familiei, domnule Paraschiv. Cum văd romii acest lucru? Îndrăznesc, au curaj romii să-și vaccineze copiii de la vârste, așa, chiar de la 5 ani, cum ne spune domnul? Dacă în cadrul populației majoritare identificăm, conform studiului IRES, un grad mai mare de vaccinare în cadrul populației majoritare, în cadrul comunităților de romi, 10% diferențiază populația majoritară de comunitățile cu romi. Asta înseamnă o încredere slabă a romilor în cadrele medicale. Teama de efectele secundare pe care le poate produce vaccinarea este mult mai mare în cadrul populației de etnie rom. Asta ne arată că romii au un acces scăzut la serviciile medicale comparativ cu populația majoritară și este o problemă sistemică care vine de undeva din trecut și acum problema se amplifică pe fondul pandemic și aici trebuie să găsim soluții în sensul în care frica este cea care pune barieră între comunitatea romă și procesul de vaccinare, dar tot teama este cea care poate debloca această temere, desigur, folosind trei elemente. Familia, în primul rând, adică romii pot fi convinși de către apropiații lor, membrii familiei, conform studiului, ca să se vaccineze, în primul rând. Doi, libertatea de mișcare, adică mijloacele persuasive
prin care... Că nu le va mai fi condiționată libertatea de mișcare. Da, deci dacă condiția și asta e valabilă pentru întreaga populație. Deci să ne înțelegem, pentru toată populația României și nu numai. În momentul de față, societățile, inclusiv societatea românească, se află într-un proces de schimbare și de nu știu cum ce termen să folosesc. Hai să spunem, ne este greu tuturor să ne obișnuim cu faptul că trăim într-o perioadă în care pandemia impune anumite reguli. În perioadele de criză sunt reguli care trebuiesc respectate. Distanțare socială, purtatul măștilor și așa mai departe. Toate lucrurile astea la pachet, fără să fie livrate de către persoane autorizate, persoane care reprezintă un nivel ridicat de încredere. Medicii, persoanele specializate care pot livra aceste informații, lasă acel spațiu liber pe care îl fructifică din plin cei care, așa cum mai ai menționat și tu mai devreme, împart pe de-o parte societatea pe din două, ceea ce nu este corect. Pandemia afectează pe toată lumea, fie că am contractat virusul, fie că ne afectează din punct de vedere al jobului, al relațiilor interpersonale, viața noastră a tuturor se află într-un proces de schimbare. Dar important este să luăm acele decizii care țin de noi, repet, bazate pe fundamente științifice. Într-o perioadă în care ne place să sunăm de pe mobil, să ne vedem în timp real, de pe un continent pe altul, mi-e greu să cred că cineva mai crede că în urma vaccinului pot veni marțienii să te răpească. Sau că ni se implantează nu știu ce în organism. Toate aceste lucruri nu sunt chestiuni pe care le inventez. Sunt lucruri pe care circulă și sunt oameni care cred în ele. Acești oameni, neavând cealaltă parte a informației științifice, cu argumente științifice care vine să îi convingă, nu au ce să facă și pe zvonul se răspândește mult mai rapid decât o informație consolidată și o informație care să reflecte realitatea. Ori în comunitățile noastre, aceste spații deschise au fost umplute de toate aceste zvonuri. Că ne cresc sol și așa mai departe. Adică sunt niște teorii de astea de spui, doamne, de unde le-or scoate? Ori pentru asta eu cred că trebuie să avem un proces de comunicare la care să invităm parteneri credibili, parteneri care au informații mult mai bine și de ordine științific. Politicul până acum a ținut cumva locul oamenilor de știință. A fost o prezență prea mare a politicului. Este adevărat că inclusiv acest sondaj ne arată faptul că este important ca tipul de campanie pe care noi ne dorim să-l facem este aceea door-to-door, din poartă în poartă, în care trebuie găsite resurse astfel încât medicii, cadrele medicale să intre în contact cu oamenii și să le explice de fapt ce presupune acest proces de vaccinare. Și la momentul actual, eu cred cu tărie că sunt două elemente care pot să oprească valul de îmbolnăviri și am întâlnit în toate aceste vizite și familii care au suferit tragedii. Părinți, tineri, morți, decedați la 40 și ceva de ani, lăsat copii cu singuri pe drumuri și așa mai departe. De ce? Pentru că în cultura, și nu generalizez, dar există o parte a comunității noastre care este reticentă la actul medical. Ne tratăm cu foi de ceapă acasă, fierbem nu știu ce, că așa am care au mers până acum. Lacurile băbești. Ei bine, aceste lucruri nu au făcut decât să acutizeze. Sunt oameni care au ajuns la spital după ce au stat câte 6, 7, 8 zile acasă și au ajuns cu plămâni afectați 70-80%. Nu au mai avut ce să salveze medicii. De ce? Pentru că contactul, relația între pacient, membru al comunității rome și nu numai, și instituția medicală, da, este una care nu este în contact permanent, cel puțin în mediul rural. Oamenii ajung la medic in extremis, atunci când purge sânge, când chiar nu se mai poate. Limite, adică ajungem să intrăm în contact cu personal autorizat care ne poate ajuta și uneori chiar poate salva vieți, în momentul în care suntem într-o situație critică. Ori lucrul ăsta, cred eu că trebuie lucrat și trebuie toți să ne implicăm și să punem umărul. Repet, nu poți să stai cu mâinile în sân și să vezi în jurul tău cum aceste lucruri se propagă și toate aceste informații. Am rămas surprins să văd cum în comunități din Dolj, din Brăila, din toată țara, oameni care spun, doamne, nu vaccinați pentru că mor. Zic, bine, dar și erau și cu alte suferințe. Bine, dar dacă o să contractezi virusul, nu ți este teamă că o să mori? Nu, sigur mor dacă fac virusul. Nu încerc să... Nu,
Nu sunt eu autorizat și nici nu cred că pot face lucrul ăsta. Ceea ce pot eu să fac și cred cu tărie în lucrul ăsta este să pun umărul astfel încât campania noastră cu mesaje în limba românii, cu informații, să ajungă în comunitatea locală, acolo la oamenii din comunitate, astfel încât ei să poată decide, să-și ia propria decizie. Însă dacă ne dorim o reîntoarcere la normal, sunt două lucruri pe care trebuie să le facem. În primul rând, vaccinarea și doi, toate măsurile care sunt impuse de autoritățile abilitate trebuie respectate cu strictețe. Nu putem să spunem că suntem în pandemie și să facem chermeze, să ne întâlnim, să stăm bulucă, nouă nu ni se poate întâmpla. Ba uite că ni se poate întâmpla și nouă, pentru că nu iartă pe nimeni. Dezvoltăm aceste chestiuni după o scurtă pauză, dragi prieteni. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că mai avem de primit răspunsuri de la domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță. Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre campania de vaccinare, vorbim despre incidența îmbolnăvirilor în România, vorbim despre mituri, să le zicem mituri, mai mult sau mai puțin reale, legate de această vaccinare, deși dacă aș porni de la ce spunea Eliade despre mit, domnule doctor, că este o sămânță de adevăr, încercăm să găsim care ar fi sămânța de adevăr dacă există în aceste mituri. Sunt oameni care nu se vaccinează de frică. Ați stabilit că principalul motiv și în cazul vaccinării și al nevaccinării ar fi frica. Frica de moarte sau frica tot de moarte, pentru că cine știe ce-ți face vaccinul sau cine știe ce-ți face virusul. E demonstrat ce-ți face virusul. Sunt oameni care nu se vaccinează pentru că au auzit ei că au murit oameni care s-au vaccinat, domnule doctor. Au murit oameni care au fost bolnavi de COVID. Există cazuri, nu există niciun dubiu aici. Zvonistica sau folclorul spune că au murit oameni după ce s-au vaccinat. Au suferit de anumite boli, acest vaccin le-a potențat suferința, a potențat reacțiile negative. Cum stau lucrurile în această privință? Da, aici lucrurile sunt destul de clare din punctul nostru de vedere, dar e foarte bine să încercăm să explicăm oamenilor cum trebuie să ne uităm la aceste evenimente. În sensul că vaccinurile împotriva COVID-19 îți oferă o protecție foarte mare față de COVID-19. În sens, vaccinul evident că nu poate să prevină bolile de inimă, nu poate să prevină agravarea tensiunii arteriale, nu poate să prevină alte cauze, evoluția nefavorabilă a unui cancer. Nu e fișa lui de post, să zicem. Exact. Deci, practic, protecția pe care noi o avem atunci când ne vaccinăm împotriva COVID-19 este doar față de COVID-19. Atunci când vaccinezi milioane de persoane într-un interval relativ scurt de timp, evident că vei surprinde și evoluții nefavorabile sau chiar decese la oameni care sunt recent vaccinați, fără să aibă o legătură de cauzalitate cu vaccinarea în sine. Faptul că apare un caz de deces la câteva zile de la administrarea unei doze de vaccin nu înseamnă neapărat o relație de cauzalitate. Înseamnă că vorbim de o populație cu un nivel de expunere foarte mare. Trebuie să ne gândim, vorbim aproape jumătate din populația adultă a României în momentul de față a primit cel puțin o doză de vaccin. Este evident că populația vaccinată nu poate să... Noi nu putem preveni decesele de orice cauză. Noi vom reduce decesele din cauza COVID-19. Un lucru foarte simplu, care poate e mai ușor de înțeles. Dacă am administra în fiecare dimineață la 7 milioane de persoane un cup de zahăr, este foarte posibil ca la 2-3 ore, la o zi, 2-3, să fie și persoane care, din păcate, își pierd viața, fără să aibă legătură cu administrarea acelui cup de zahăr. Și cu o boală pe care o au simplu, ei și care... Exact, pur și simplu, vorbim de un eveniment nefavorabil, care se instalează la o persoană care acum 3 zile a luat un cup de zahăr fără să existe nicio relație de cauzalitate. Și care totuși este pur și simplu în relație de cauzalitate întâmplarea acestei asocieri. Da? Sigur că toate aceste evenimente care se instalează, le trebuie investigate corect din punct de vedere medical, tocmai pentru că doar cu dovezi noi putem să excludem o relație, absolut, de cauzalitate. Sub nicio formă nu putem să venim să spunem
sigur nu este un eveniment care survine vaccinării și este doar o pură întâmplare. Toate aceste cazuri sunt investigate și rezultatele acestor analize sunt traduse în niște concluzii, care sunt evident comunicate de autorități și stabilite de persoanele care au expertiză în acest domeniu, fie că vorbim de medicină legală, de personalul medical care investighează cazul respectiv. Ceea ce trebuie în schimb să înțelegem este că la acest moment, evident că impactul pe care COVID-19 l-are la nivel populațional este uriaș. Sunt peste 5 milioane de decese de când avem această pandemie. La practic, nivel global. La nivel global, da? În România sunt peste 56.000 de oameni care și-au pierdut viața din cauza COVID-19 sau din alte cauze agravate de infecția cu COVID, infecția cu SARS-CoV-2, de boala, de maladia în sine. Din acest punct de vedere, avem acces în momentul acesta la date extrem de noi, publicate chiar la început de decembrie, pe 1 decembrie, care ne spun un singur lucru foarte important, că persoanele care au fost recuperate după COVID-19, în mod deosebit și în mod particular persoanele care au avut o formă gravă de boală, o formă severă de boală, au un risc de mortalitate neasociat cu COVID în următorul an de la boală de 2,5 ori mai mare decât persoanele care n-au făcut boala. Da. Dacă ne uităm la acest grup mare de persoane, cei sub 65 de ani care au făcut o formă gravă de COVID-19 și care s-au recuperat, care s-au vindecat, au avut în următorul an un risc de 3,3 ori mai mare de a muri din orice altă cauză, comparativ cu cei care nu fuseseră trecuți prin boală. Ceea ce ne arată un impact pe care trecerea prin boală și COVID-19 îl poate avea pe termen mai lung. Rămân urme serioase. Mai mult decât atât, avem date pe 11 milioane de persoane evaluate în Statele Unite, care ne arată evaluarea făcută din decembrie 2020, de când a debutat campania de vaccinare, și până la mijlocul anului 2021, până în iulie. Și aici ne arată în felul următor, că persoanele care au fost vaccinate nu au înregistrat un exces de mortalitate din nicio altă cauză. Practic, rata de mortalitate la persoanele care, aceste milioane de persoane vaccinate, a fost la fel ca în populația generală, ba chiar mai redusă a fost această rată de mortalitate ca în restul populației generale nevaccinate. Dar sigur că aici intervin și alte elemente care probabil țin de comportamentul individual al fiecărei persoane. Persoanele care probabil s-au vaccinat sunt în general persoane care au încredere în actul medical, care își fac analize periodic, care sunt mult mai atente cu viața personală în sensul de expunere la riscuri și așa mai departe. Dar concluzia este că practic nu s-a observat o creștere a mortalității în timp la persoanele care sunt evident vaccinate. Cu atât mai mult cu cât rata de mortalitate prin COVID la persoane vaccinate cu schemă completă este de cel puțin 20 de ori mai redusă. Ori acestea sunt datele reale, datele științifice, evidențele disponibile, care sunt accesibile tuturor și în ele trebuie să credem. Pentru că dacă nu credem în experți, nu credem în știință, nu credem în dovezi, atunci cu siguranță vom fi expuși unui haos informațional și absolut, nu vom mai ști ce trebuie să facem în mod corect. Sunt voci care au spus că poate că o testare în masă, cum s-a întâmplat și cum se întâmplă în alte țări, ar fi ajutat la prevenire, la prevenirea răspândirii acestui virus, la izolarea mai rapidă a celor care sunt detectați ca fiind infectați cu acest virus și atunci lucrurile ar fi ținute cumva sub control. N-ar ajuta această testare? Cu siguranță că testarea este o măsură importantă de limitare a răspândirii infecției de la o persoană la alta. Plecând de la principiul bolilor contagioase, în general, o persoană care este cu o boală contagioasă trebuie izolată de restul comunității până când trece perioada de contagiozitate, până când ea nu mai are un risc să răspândească boala. Acele două săptămâni clasice. În cazul COVID-19 vorbim în general de 10-14 zile. La fel trebuie identificați contactii persoanelor respective și supravegheați, tocmai pentru a nu face infecția și la rândul lor să răspândească boala. Practic e un principiu cunoscut în general în bolile infecțioase. Sigur că accesul la testare e foarte important,
Dar testarea în sine, faptul că identifici că o persoană este testată și este negativă, de pildă, nu schimbă sub nicio formă starea de receptivitate a persoanei respective la infecție. Deci, practic, testarea ne ajută la limitarea răspândirii, evident, pentru că identific mai repede persoanele și vor fi izolate și vor fi și supravegheate medical, în mod ideal, da? Dar testarea, practic, nu îmi schimbă receptivitatea. Practic, o persoană care se testează periodic, optează pentru acest nu lucru de testare periodică, nu înseamnă că nu se va infecta. Iar dacă mai este și o persoană cu factor de risc, prin bolile pe care le are sau prin vârstă, în cazul infecției este evident că riscul de a face o formă gravă de boală este mult, mult mai mare. De altfel, la aceste 56.000 de decese înregistrate în România de la debutul pandemiei, mediana vârstei a fost de 71 de ani. Deci vârsta în sine a reprezentat un factor de risc pentru deces. Cu cât vârsta a fost mai înaintată, cu atât riscul de a face o formă gravă și de deces a fost mai mare. De asemenea, peste 93% din persoanele care și-au pierdut viața din cauza COVID-19 erau persoane care aveau și alte boli cronice asociate. Pe primul loc, bolile de inimă, bolile cardiovasculare. Pe locul 2, diabetul. Diabetul zaharat a fost întâlnit la 30% din decese. Și ulterior, celelalte afecțiuni pulmonare, renale, cancerele și așa mai departe, obezitatea, care este destul de frecvent întâlnită. Deci toate aceste condiții, vârsta avansată și bolile asociate, expun persoana la un risc mare de a face o formă gravă de COVID-19. Și în cazul celor, vă rog. Și în acest caz, noi putem să reducem riscul de a face o formă gravă prin vaccinare. Și în cazul celor care au o imunitate foarte bună, domnule doctor, fie că au trecut prin boală în urmă cu ceva vreme și a crescut nivelul anticorpilor, fie modul lor de viață le conferă o imunitate a corpului foarte bună, de ce ar fi musai? Vă întreb, eu am selectat o serie de probleme și nu reușim nici măcar un sfert, nici măcar 15% să acoperim în acest spațiu pe care l-avem. Ei spun, de ce e nevoie să mă vaccinez de vreme ce sunt imun? Am o imunitate foarte bună, mai ales că sunt unii care își fac acele teste pentru stabilirea imunității. Aici trebuie deosebit între persoana care are un răspuns imun ca urmare a trecerii prin boală, cei care s-au recuperat după boală. Aici, într-adevăr, vorbim de un răspuns imun specific pentru maladia COVID-19 și persoanele care n-au fost vaccinate sau n-au trecut prin boală, care se bazează pe imunitatea proprie, că am o imunitate puternică. O bună înțelegere cu corpul lor, spun mulți. Am un stil de viață sănătos și atunci mă bazez pe faptul că în cazul în care voi fi infectat, foarte probabil că nu voi face o formă gravă. Statistic știm că, în general, persoanele tinere, persoanele care nu au boli cronice asociate, au un risc mai mic de a face o formă gravă. Dar acest risc nu e zero. De asemenea, riscul de mortalitate nu e zero. El există. Vă dau un exemplu, vorbeam mai devreme de copii. Pe datele din Europa, peste 65.000 de cazuri de COVID-19 simptomatic la grupa de vârstă 5-11 ani, rata de spitalizare a fost de 6 cazuri din 1.000 de cazuri de COVID-19, iar rata de internare în terapie intensivă a fost de 6 cazuri din 10.000 de copii care au avut COVID-19 simptomatic. Deci, iată că și în cazul copiilor și peste 75% dintre ei nu aveau boli cronice asociate. Deci sunt și persoane tinere care au această probabilitate, chiar dacă mai mică, de a face o formă gravă de boală de COVID-19 și atunci te întrebi. Merită să-mi asum acest risc în condițiile în care transmiterea la nivelul comunității a bolii este atât de mare și riscul zilnic să mă infectez este crescut? Merită să-mi asum aceste riscuri? Merită să-mi asum impactul pe care boala poate să-l aibă pe termen lung? Poate să-l aibă sau în cazul unora a fost impactul un pic mai ușor, să zicem că au stat acasă și în cele 2 săptămâni. Mai este încă un aspect. Vă rog. Persoane aparent tinere care știți cum e, este o vorbă, ești sănătos până ajungi la medic. Nu trebuie să ne bazăm neapărat pe această sănătate, stare de sănătate aparentă, cum o numim noi. Sunt persoane care aparent n-au nicio problemă de sănătate și se prezintă la spital cu o boală sau cu o infecție respiratorie acută,
gripă, COVID-19 și așa mai departe. Și ca urmare a investigațiilor sunt descoperite cu o serie de alte boli asociate. Da, și se întreabă, dar nu știam că am diabet. Sunt cazuri pe care le-am descoperit cu diabet cu ocazia prezentării la spital având COVID-19. Sau probleme de inimă, sau tensiune, sau probleme cu rinichii, sau probleme cu plămânii și așa mai departe. Deci nu trebuie să neapărat să plecăm de la ipoteza că am o stare de sănătate aparentă, 100% voi fi protejat în fața unei forme grave de îmbolnăvire. Trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a reduce riscul să ne infectăm, să ne îmbolnăvim și, evident, să reducem riscul de a face o formă gravă și a ajunge la spital din cauza COVID-19. Am înțeles. Am o chestiune de data aceasta un pic mai specifică legată de vaccinare și de acel certificat. Știu pe cineva, o relație directă, nu auzită, din Spania, român din Spania, care e rezident acolo și a făcut un vaccin, a mers să facă rapelul și la rapel i s-a spus aveți schema completă pentru că în urmă cu 8 luni ați trecut prin această boală, deci aveți numărul de anticorpi care împreună cu vaccinul vă conferă imunitate. La noi se cere, indiferent de faptul că ai trecut prin boală sau nu, la un dat se cere prima doză, se cere rapelul, se cere într-un mod special în anumite situații și boosterul. De ce nu este și la noi la fel dacă ai trecut? Ții minte că chiar actualul ministru al sănătății, domnul Rafila, spunea înainte de a fi ministru că ar fi de dorit să se întâmple așa, în momentul în care ai trecut prin boală, să nu mai faci ambele doze. Și de ce? Asta o chestiune. Și pe de altă parte, de unde acest interval de 6 luni, domnule doctor? Iată, cazul de care vă vorbeam, trecuseră 8 luni de la vaccinare și încă s-a considerat că are anticorpii necesari. Bun, aici sunt două întrebări. Este important să plecăm iarăși de la datele științifice disponibile. Toate vaccinurile autorizate au fost practic evaluate și studiate, atât protecția, practic eficacitatea, cât și siguranța, la persoanele voluntare înrolate în studiu. O parte din aceste persoane erau persoane care aveau istoric de trecere prin boală, care aveau anticorpi împotriva COVID-19 și au beneficiat de vaccinare. În primul rând că din punct de vedere al siguranței nu s-au observat probleme suplimentare la persoanele care trecuseră prin boală, spre deosebire de cele care nu trecuseră prin boală, iar din punct de vedere al eficacității, vaccinurile au fost probate pe ambele categorii de persoane. Practic, ele au fost autorizate pentru a fi folosite la ambele tipuri de persoane, fie că au trecut prin boală, fie că n-au trecut prin boală, și acolo avem noi datele de eficacitate. Ceea ce știm în momentul de față este că, într-adevăr, o persoană care are istoric de trecere prin boală și care este și vaccinată, are un nivel foarte ridicat al răspunsului imun, în sensul în care sunt foarte bine protejate, iar această protecție se menține pe o perioadă lungă de timp. Mai lungă decât la persoanele care sunt doar trecute prin boală sau persoanele care sunt doar vaccinate. Legat de faptul că anumite țări au luat într-adevăr decizia ca cei care au istoric de trecere prin boală să facă o singură doză de vaccin, acest lucru este o decizie, dacă vreți, particulară pentru țara respectivă, iar la momentul la care s-a stabilit și s-a implementat acea hotărâre, motivul a fost în mod deosebit legat de a salva doze pe care să le folosească la alte persoane, pentru că știm foarte bine, la început numărul de doze disponibile nu era foarte mare și noi în România a trebuit să reprogramăm câteva zeci de mii de persoane tocmai pentru că nu erau suficiente doze, au fost întârzieri în livrări, veneau tranșe săptămânale. Ulterior, în a doua parte a campaniei de vaccinare, numărul de doze a fost mult mai mare pentru că companiile producătoare au dezvoltat capacitatea de producție și a acoperit necesarul și nevoia pe care fiecare țară o are. Într-adevăr, noi trebuie să înțelegem așa că o schemă de vaccinare a fost autorizată pe două doze. Nu putem să venim în momentul de față în absența unor date robuste care să ne spună că o singură doză teoretic este suficientă, chiar la o persoană care are istoric de trecere prin boală în urmă cu 6 luni sau mai mult, mai ales dacă ținem cont de noile variante virale care circulă, unde se pune problema ca, vedem, să nu mai fie suficient de bine controlate sau acoperite de răspunsul imun. Practic, în cazul de față, varianta Omicron se pare că este o variantă de scăpare imună și care poate să producă reinfecții la cei care au trecut prin boală sau infecții la cei care sunt vaccinați cu schemă completă. Este evident că
o persoană care are istoric de trecere prin boală și care este și vaccinată cu schemă completă va avea un nivel mult mai ridicat de protecție, inclusiv în fața acestor variante virale. Dacă revenim la a doua chestiune legată de intervalul acesta de 6 luni, aici plecăm iarăși din datele observate și acumulate în timp. Și s-a observat că dincolo de 6 luni, persoanele care trecuseră prin boală încep să facă mai frecvent reinfecție, adică să se reîmbolnăvească mai frecvent, pentru că este adevărat și varianta virală s-a schimbat. Am început cu un tip de virus care a plecat din China, și apoi el s-a transmis, s-a răspândit și pe parcurs virusul a evoluat, a acumulat noi mutații și am trecut și România printr-un val generat de varianta britanică, de varianta alfa, tocmai ce suntem la finalul unui val 4 generat de varianta Delta și iată este perspectiva variantei Omicron, care are potențial de răspândire la nivel global. Dar, iertați-mă, deci, o foarte scurtă paranteză. Acest virus poate căpăta variante, alte variante sau mutații într-un timp așa de scurt? Teoretic, virusul SARS-CoV-2 nu are o rată de acumulare de mutații la fel de mare cum o are virusul gripal, sezonier. Dar pentru că numărul de infecții la nivel global este foarte mare, practic zilnic sunt sute de mii de oameni care se îmbolnăvesc și care fac infecții, evident că selecția virusului este foarte mare. Practic, populația din care se selectează aceste mutații este foarte mare și din acest motiv ne confruntăm cu aceste variante virale. Am înțeles. Și revenind la ce spuneați? Revenind la situația legată de perspectiva unui val de îmbolnăvire cu varianta Omicron și a ideii de a face doza de booster după 6 luni la persoanele care au fost vaccinate cu schemă completă, aici recomandările Centrului European de Control al Bolilor sunt foarte clare. Ca persoanele care au cel puțin 18 ani și care au mai mult de 6 luni de la schema inițială de vaccinare, trebuie să își facă și această doză de booster, doză de rapel, tocmai pentru consolidarea răspunsului imun. Pentru că aici ne așteptăm ca în situația în care o persoană are această schemă de vaccinare completă și boosterul efectuat să fie mult mai bine protejată în fața noii variante virale Omicron și riscul de a face o formă gravă să fie mult mai mic. Am înțeles. O ultimă chestiune, domn doctor, dacă îmi permiteți. Sunt lucruri foarte interesante și bănuiesc că, sunt convins că și pentru prietenii noștri telespectatori sunt de folos, dincolo de faptul că sunt interesante. Gura lumii vorbește. De multe ori gura lumii s-a adeverit așa în timp. La modul, se spunea că se va ajunge la vaccinare obligatorie, s-a ajuns la o vaccinare cumva persuasivă, impusă, diverse modalități. În sfârșit, gura lumii are doza ei de adevăr în timp. Gura lumii spune că se va ajunge, dincolo de faptul că Pfizer intenționează să se facă anual acest vaccin, spun oamenii, doamne, vor să ne facă să ne vaccinăm la 6 luni și am auzit personal, am auzit pe cineva, interesant, chiar din sistemul medical, o să-mi permite să nu vă spun despre cine e vorba, care mi-a spus, vor să ne facă să ne vaccinăm la fiecare lună. Ce le răspundem acestor oameni? Bun, în această evoluție a pandemiei, virusul a suferit modificări. A suferit modificări, a acumulat mutații, a evoluat, s-a adaptat și în momentul de față este această variantă Delta care este dominantă, care dă peste 99% din îmbolnăviri. Dacă într-un timp scurt, de câteva luni, reușim să creștem nivelul de acoperire vaccinală la nivel global, la un nivel suficient de ridicat, de peste 80-85%, încât răspândirea bolii de la o persoană la alta să se limiteze, să scadă foarte mult, să scadă și probabilitatea ca acest virus să se mai adapteze, să evolueze și să acumuleze noi mutații, este evident că din acel moment cred că nu va fi cazul de a face această doză booster, acest rapel periodic la interval de 6 luni. Nu în felul acesta vedem strategia de vaccinare cu condiția ca virusul să nu se adapteze, pentru că dacă apare o variantă care nu mai este deloc acoperită de vaccinuri, este evident că trebuie adaptat acel vaccin, cum se întâmplă în gripă. De altfel, în fiecare an adaptăm vaccinul de gripă care să fie util pentru variantele care vor circula. În acest caz, dacă noi reușim să reducem numărul de infecții, de îmbolnăviri, reușim să scădem posibilitatea
ca acest virus să își acumuleze noi mutații și să se adapteze, evident că vaccinurile actuale își mențin eficiența, ne vor asigura o protecție având și doza booster efectuată pe o perioadă mult mai lungă de timp, pentru că pleacă de la un principiu clasic al vaccinării. Se întâmplă la fel în hepatita B, se fac două doze la interval de o lună și încă o doză la 6 luni. Cam acest lucru se întâmplă în momentul de față în vaccinurile împotriva COVID-19. Din acest motiv, nu ne așteptăm să fie nevoie de doze suplimentare, de booster în perioada următoare, dar, repet, cu condiția să nu vorbim de o altă variantă virală circulantă care să nu mai fie acoperită de vaccinurile actuale. Deci, cam așa vedem noi perspectiva. Și când nu privește acea vaccinare lunară... Este exclus așa ceva, de asta nici nu am... Vă mulțumesc, aș fi vrut, credeți-mă, dacă am fi avut o emisiune de 4 ore, consider că n-am fi apucat să acoperim toate chestiunile pe care, nici măcar jumătate din chestiunile pe care le-am selectat de aici, de acolo, dar cred că am oferit destule răspunsuri prietenilor noștri. Aș vrea însă să revenim la dumneavoastră, domnule Iulian Paraschiv, și să vorbim despre, să dezvoltăm un pic această campanie despre care ne vorbeați ceva mai devreme, pe care intenționați să o faceți. Ce număr de persoane aveți în vedere? Unde va fi implementată? Care vor fi partenerii pe care veți avea în această campanie? Deci campania va demara în data de 13 decembrie, atunci când la birou Agenția Națională pentru Rom va fi prezent domnul Gheorghiță și sperăm noi și domnul Arafat. Organizăm o conferință online, date fiind condițiile date, unde încercăm să aducem oameni din comunitate care pot adresa întrebări la care specialiștii în domeniu pot răspunde. Ulterior avem niște informații sub formă de pliante, afișe, mesaje din partea unor oameni care au înțeles că vaccinarea este importantă pentru starea de sănătate a comunităților cu romi, mesaje care sperăm să ajungă în comunitatea, în cât mai multe comunități din țară, comunități în care există reticență la tot ce înseamnă act medical în sine, dar aminte să se și... Cu atât mai mult în cazul vaccinării, să da? Să se și vaccineze și cu permisiunea ta, Sorin, o să dau câteva date din sondajul IRES. Vă rog. La itemul următor, care este motivul pentru care dumneavoastră nu v-ați vaccinat până acum? Lipsa încrederii în vaccin la populația majoritară este de 28%, în cadrul populației Roma 22%. Consider că nu am nevoie de vaccin, 14% populație majoritară, 9% populație de etnie romă. Frica de efectele adverse, 12% în cadrul populației majoritare, 20% în cadrul populației romă. Asta ne arată că informațiile, accesul la informații în comunitatea romă este unul deficitar comparativ cu populația majoritară, sau sursele pe care comunitatea le accesează sunt diferite. Totodată, un alt motiv, contraindicații, alergii medicale, 11% cu 14%. 14% minoritatea romă, 11% populația majoritare. Toate aceste date ne arată de fapt felul în care minoritatea romă în România a avut acces la serviciile medicale. Repet, este o chestiune care ține... Chiar dacă acel mediator sanitar care are un mediatorul sanitar are un rol esențial. Sunt mediatori sanitari, mediatoare sanitare care au muncit în aceste campanii, au fost în teren, au fost în linia întâi și și-au făcut treaba bine, au susținut persoanele afectate, le-au ajutat cu informații, cu acces, au păstrat legătura între medici și comunitate, însă nu ele sunt singurele care pot să pună umărul, astfel încât accesul comunităților cu romi la serviciile de sănătate să fie unul crescut. Avem nevoie, tot sondajul ne arată că romii au încredere în primul rând în familie, deci cei apropiați lor îi pot face să înțeleagă importanța vaccinării, iar mai apoi liderul local, oamenii din care are un rol important, liderul local pe de-o parte și nu în ultimul rând cadrele medicale. Ei au nevoie ca medicii, asistentele și așa mai departe, toți cei care lucrează în sistemul medical să fie mult mai aproape de ei. Campania
de vaccinare în comunitatea romă și, cred eu, în mediul rural, are nevoie să fie un pic regândită. Avem nevoie ca toate aceste informații care circulă cu foarte mare repeziciune în spațiul online, trebuie să fie combătute cu informații care vin din partea specialiștilor. Informații credibile. Specialiști care transmise de oameni credibili. Deci campanie făcută din casă în casă, în care trebuie mers și stat de vorbă cu oameni, efectiv. Avem materiale pregătite, inclusiv în limba romanii, pe înțelesul tuturor, astfel încât informațiile să ajungă la oamenii din comunitate. Din păcate, societatea românească tinde să diferențieze vaccinați, nevaccinați, eu am permis, da, și așa mai departe. Ori cred că cuvântul cheie pentru a putea combate această pandemie este solidaritatea și felul în care ne raportăm la celălalt. Înțelegem că fiecare dintre noi a trebuit la un moment dat să renunțe la libertatea de mișcare, da, pentru a păstra dreptul la viață. Adică suntem puși în fața unei alegeri foarte, foarte simple. Alegi să renunți. Și am avut perioada de lockdown în care am stat, toată activitatea a fost închisă, în care logica după care s-a operat a fost următoarea. Ai de ales între a te mișca și avea libertatea de a face tot ceea ce făcea înainte, să ieși cu prietenii, să stai, să te plimbi și toate acele activități, activitățile sociale, sau alegem să, pentru a păstra sănătatea, să renunțăm la această libertate. Există tendința și este un pericol pe acest fond în mai multe state din Europa, dar și în România, pe acest fond apar mesaje populiste care spun așa: toată clasa politică este, nu așa, este rea, este coruptă, ne conduc, ei vor să ne vaccineze, nu sunt buni de nimic, ne vor rău, noi suntem eroii voștri salvatori, noi care ne edificăm și ne punem lângă voi, noi eroii populiști alături de popor. Și încep și transmit și prind foarte bine la un teren fertil și vin cu tot felul de mesaje populiste. Partea cea mai proastă pentru noi romi este că întotdeauna mesajele populiste tind să ducă către extreme. Iar chiar dacă sunt și romi care aderă la astfel de mesaje. Absolut, se identifică cu poporul, nu facem... este la limită. Dar pe termen lung, aceste mesaje... Pe termen lung, pericul este ca să apară oameni politici care să centreze, având mesaje extreme, fie de o parte stângă, fie de o parte dreaptă, iar minoritățile în general, cu precădere minoritatea romă, va avea de suferit. Sunt politicieni care în state din Europa, pe acest fond social neclar și nesigur, că ăsta este cuvântul care generează teamă și frică pentru noi toți, nimeni nu poate spune la actuală că știe ce se va întâmpla, cum va arăta peste 3 ani sau peste 5 ani. Știm sigur că dacă alegem să nu ne vaccinăm, dacă alegem să nu respectăm regulile, nu ne putem îndrepta decât către ceva rău. Datele statistice asta ne arată. Faptul că nu s-au respectat regulile, a crescut rata de infectare, faptul că avem în continuare o rată scăzută a populației, cei care refuză să se vaccineze sau care nu sunt indeciși, sunt vreo 20%, și aici trebuie să lucrăm noi, să venim cu argumente puternice prin care să-i facem să înțeleagă că este singura cale pentru a se proteja pe ei și colectivitatea din care fac parte. Solidaritatea este cuvântul de ordine pentru noi toți. Societatea românească are nevoie mai mult decât oricând să fie solidară. Apropo de numărul deceselor, în al doilea război mondial, soldații români, cei care mureau pe front, erau undeva la 180 pe zi. Acum am avut cazuri, am avut decese la 500 și ceva, dacă nu mă înșel, domnule Gheorghiță, în anumite zile. Chiar 600 a fost. Per total, 56.000, nu știu, este un oraș cam de mărimea Mediașului, să spunem. Deci, populație, imaginați-vă, cam astea sunt date, astea ne arată datele statistice. 56.000 de persoane au murit din cauza COVID-ului sau au accelerat comorbiditățile lor astfel încât au ajuns la deces. Imaginați-vă că un oraș de mărimea Mediașului a dispărut.
Deci nu mai există, pur și simplu, e luată pe hartă. Imagine care nu e imagine. Să mărturisesc. Majoritatea acestor decese erau prevenibile, puteau fi evitate prin vaccinare. Asta este, de fapt. Am înțeles. Suntem la finalul discuției noastre, pentru care vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule colonel, doctor Valeriu Gheorghiță, în mod special, pentru că ne-ați oferit răspunsul la atâtea chestiuni importante. Aș vrea să vă rog să adresați un mesaj de final prietenilor noștri, telespectatorilor noștri care ne privesc, care ne urmăresc. Ce ar mai fi de spus? Și vă rog. Cred că cel mai important în această perioadă este să avem încredere în medici, să avem încredere în cei care ne recomandă ceea ce este bine pentru protejarea sănătății noastre. Este important să fim solidari cu problemele comunității din care facem parte, să înțelegem că dezbinarea în această perioadă, ura, toate aceste sentimente negative, cu siguranță nu ne fac bine și cred că avem nevoie de empatie și de înțelegere a problemelor noastre. Și nu aș vrea să termin acest mesaj fără, de fapt, să spun un mesaj particularizat pe care l-am învățat. Vă rog. Și aș spune prima dată că nu trebuie să ne fie frică, nu este nimic rău, haideți să ne vaccinăm. Nadara n-ai canci nasul, hai te cheras o vaccină. Un mesaj în limba română, iată, transmis în premieră absolută de către domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță. Nadara, n-ai canci nasul, haide-te cheras o vaccină, nu te speria, nu vă temeți, nu e nimic rău să facem vaccinul. Aceasta este traducerea, de altfel, pe care ne-ați oferit-o înainte. Vă mulțumim, vorbiți foarte bine în romanii, domnule doctor. Mi-am făcut temele bine de această dată. Bine, încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Paraschiv. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Sperăm că ați primit răspunsuri la multe dintre întrebările care vă frământă, la care doriți să aflați răspunsuri, și vă mărturisesc și dumneavoastră, domnule doctor, că mi-ar fi plăcut să mai țină încă cel puțin 3 ore această emisiune, pentru că erau multe chestiuni care urmau să fie discutate, dar cu siguranță pe domnul doctor îl vom mai urmări și în alte locuri din mass media, unde își va transmite mesajele necesare. O zi bună vă doresc în continuare, sănătate multă, Doamne ajută! Ne vedem săptămâna viitoare!